Traficul în centrul orașului se desfășoară cu dificultate de când semafoarele s-au defectat. Mai precis, automatul de dirijare a traficului are o problemă tehnică, iar singura soluție este să așteptăm să vină reprezentanții firmei din Polonia să o rezolve. În urma vizitei în teren s-a făcut o analiză, bineînțeles, automatul este în garanție, este achiziționat din Polonia. Am trimis un e-mail către dânsii, au spus că este o problemă de ordin software sau hardware, motiv pentru care în cel mai scurt timp posibil vor trimite o echipă de specialiști să rezolve defecțiunea. Până una alta, la orele de vârf, traficul va fi dirijat de polițiștii de la rutieră. Acest automat a fost achiziționat anul trecut și se află în garanție, iar valoarea lui a fost de 30.000 de lei. De când este achiziționat, de un an de zile, este prima dată. Începând de astăzi, semaforul din intersecția bulevardului Nicolae Titulescu cu străzile Ionașcu și Oituz în zona catedralei din orașul de jos funcționează după un program normal. Mai mult, municipalitatea a depus la ADR un proiect care vizează semaforizarea inteligentă a întregului oraș. Sistemul de semafoare inteligente este unul din proiectele incluse în studiul de mobilitate al Slatinei. Vorbim aici despre achiziționarea de biciclete și autobuze electrice, modificarea programului și traseelor autobuzelor și modernizarea tuturor străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.